Vă dați seama, cu toții în România vom considera că banii sunt suficienți. Este clar că suma de 43 de miliarde de euro nu acoperă nici pe departe nevoile României. Este evident. De asta Comisia insistă foarte mult să ne concentrăm tematic pe, să concentrăm foarte mult această finanțare europeană pe zonele cu adevărat de impact în economie. Nu vom putea clar acoperi toate nevoile pe care România le are astăzi, fie că vorbim de mediu, fie că vorbim de mediu privat, este evident. Cu cât vom pune banii către zonele care vor aduce într-adevăr în economie o creștere substanțială, cu atât vom avea banii necesari să finanțăm celelalte zone din, cu nevoi din România. Este o abordare încă o dată la fel pentru toate statele membre, nu doar pentru România. Tocmai asta ați dat exemplu, că să nu se mai vină cu finanțări de parcuri, de exemplu, pur și simplu, sau cu, și să vină cu proiecte concrete de producție de... Da, este clar, am spus-o foarte clar și nu vom mai finanța astfel de, de proiecte. Noastră, gen, am văzut foarte multe, nu știu, parcuri sau, nu știu, obiective fără niciun fel de finalitate, fără niciun fel de, de utilitate în, pentru comunitatea respectivă. Deci, clar, nu vom mai finanța. Da, asta va fi clar o barieră pusă foarte clar și o delimitare foarte clară între ce vom finanța și ceea ce clar nu se poate finanța, ca să nu mai avem astfel de surprize. Încă o dată, banii trebuie duși către zonele cu într-adevăr cu impact în, în economie. Cum aș fi la fel și mediul privat. Nu vom finanța orice tip de, de finanțare de afacere privată. Am spus, cu acele, să spunem, nu știu, florii sau, nu știu, astfel de proiecte, nu va trebui să mai ducem banii către aceste zone. Trebuie să insistăm foarte mult pe zona de, de, de producție, zona de, de, a mediului privat, care într-adevăr va conta în economie. Altfel vom finanța, vom ajunge la un nivel de absorție mult mai ridicat decât ceea ce să spunem, avem astăzi, dar în economie, dacă ne uităm la final, o să vedem că totuși rezultatele nu sunt cele scontate. O întrebare legată de alocarea 2007-2013. Există o sumă, o estimare totală a sumelor rămase din economii, din corecții, care vor fi realocate? Înțeleg că și pe Postru se intenționează realocarea unor fonduri pe anumite coluri. Se vor lansa alte coluri sau cum se va proceda? Da, nu, situația trebuie făcută cu toate economiile, pe toate programele operaționale sectoriale, dar ca principiu, modul de utilizare acestor economii, posibile economii și a corecțiilor care au fost date, care trebuie reintroduse în sistem pentru a evita pierderea de bani europeni, dar din păcate această pierdere undeva rămâne, adică pe bugetul de stat. Deci spuneam, acest principiu se referă la următorul lucru. Cu precădere mergem către zonele din programele operaționale care, la care indicatorii încă nu s-au atins. Pentru că este foarte important, Comisia a subliniat acest lucru, că în situația în care acești indicatori nu sunt atinși, este posibil acordarea unei corecții financiare. Deci asta este prima zonă de reorientare a economiilor identificate. Să vă spun numărul de, nu știu, oameni pregătiți într-un anumit, pe capital uman, da? Un anumit indicator propus tot de noi în program, deci nu altcineva l-a impus. Noi l-am pus la momentul la care s-a stabilit programul operațional. Noi am spus că în aprilie, la final de aprilie, vom termina semnarea contractelor de finanțare pe Postul și pe PoștCE. Acele contracte depuse anul trecut, exact, evaluate și care vor fi semnate la final de aprilie. Atunci va fi momentul în care noi vom ști care sunt economiile rămase în aceste două programe operaționale, cel puțin. Atunci, prima zonă, am spus, ca prioritate oare zona de atingere de indicatori. După aceea, în acele zone, vom vedea exact din proiecte depuse, aprobate, dar fără finanțare, să includem și altele la finanțare, exact, pentru că nu să uităm, timpul este foarte scurt. 2015 este foarte, foarte aproape și nu trebuie să putem mai lansăm, nu știu, poate coluri foarte, de foarte lungă durată și cu implementare foarte lungă a proiectelor. Vom lansa totuși pe capitalul uman, de exemplu, niște coluri pilot care, prin care vom utiliza o nouă abordare. Acest sistem de vouchere care presupune o asociere între, să zicem, sindicate, patronate, cei care, formatorii respectivi și, desigur, cei care vin în acest proces ca și persoane care vor fi formate. E un sistem foarte simplu, foarte, foarte facil. Alte state membre îl aplică de ceva ani de zile. Deci un sistem, deci o lansare de proiecte și această abordare. De asemenea, vor fi anumite coruri lansate, tot așa în luna aprilie, sper eu, dacă nu cer de zi luna mai, dar aprilie insistăm foarte mult, anume, pentru că IMM-urile care vor angaja, să spunem, din anumite grupuri ținte pe care vom identifica cu ministerul de resort, persoane vor avea, pentru o anumită perioadă, am spus noi un an de zile, costurile asigurate din partea noastră, tot ce ține de un salariu minim mediu pe economie, iar obligația fiind aceea ca după acel an de zile să țină poziția, postul respectiv, încă 6 luni de zile.
da? Nu persoana, ci postul. Este un loc de lansare de cele de proiecte, care, zic eu, va avea un dublu obiectiv, și anume, pe de-o parte, zona privată, pe de altă parte, zona persoanelor cu probleme. Să spunem, tinerii care termină facultatea și care să-și caută un loc de muncă, șomeri și alte categorii de... Exact. Deci sunt câteva exemple către care noi ne vom îndrepta. După ce v-am spus, vom vedea exact care sunt sumele rămase după semnarea de contract de finanțare.